Salutare, revin cu un nou video după o vacanță în care aș vrea să dezbat ideea de simbolistică, de semnificație psihologică a semnului cruci. Indiferent că este făcut de către ortodoxi în felul acesta sau de către catolici în felul acesta, simbolistica lui rămâne oarecum neschimbată. Facem un pic o incursiune în Orient. În medicina tradițională orientală avem lucruri opuse, bine și rău, cer și pământ, alb și negru, da? Yin și yang, da? Lucruri opuse care trebuie cumva depășite ca opoziție, trebuie să fie o transcendență către a nu avea aceste opoziții. Din punct de vedere psihologic, semnul cruci înseamnă tocmai aceasta. Sus, jos. Dreapta, stânga. Nu? Deci, înseamnă unirea acestor opoziții. Înseamnă lipsa de conflicte. Pentru că opoziția dintre aceste bipolarități, ca să zic așa, este de fapt scopul multor psihoterapii. Nu văd decât să-l amintesc pe Jung aici, care spunea că scopul oricărei terapii este facerea inconștientului conștient și ajungerea la o integralitate a omului. Bun. Ce înseamnă integralitate? Ce înseamnă lucrurile acestea? Ce înseamnă transcendența către o stare fără conflicte? Înseamnă că printr-un demers spiritual sau un psihoterapeutic, care în esență tot spiritual este de multe ori, se ajunge la această împăcare, la această acceptare, la această viață fără conflicte interioare. Ne mutăm un pic mai încoace, mai aproape de modernitate. Avem teoria lui Leon Festinger, teoria disonanței cognitive. Acolo avem altfel de conflicte, la nivel mental. Conflictele dintre ceea ce sunt și ceea ce vreau să fiu. Conflictele dintre ceea ce am și ceea ce aș vrea să am. Conflictele dintre ceea ce este, ceea ce mi-aș dori să fie. Da? Foarte multe curente psihoterapeutice nu fac decât să ajute omul să transceadă această stare conflictuală, indiferent că e la nivel inconștient, conștient și așa mai departe, în alte zone. Ideea este că aceste opoziții conflictuale nu fac decât să creeze boala psihică. Deci, semnul crucii, dincolo de a fi o obligație creștină sau, nu știu ce, un ritual, o mișcare, fac aici o mică paranteză, există medicina orientală, mișcări de genul acesta, exact ca semnul cruci, care echilibrează omul. Deci, dincolo de a fi doar un simplu ritual, el are o simbolistică anume, și anume unirea opozițiilor, transcendența către spiritualitate, către o stare pe care nu pot să o descriu în cuvinte, dar pe care oamenii o simt. Mai de mult în psihologie, în psihiatrie, se pune accentul foarte mult pe fenomenologie, pe
Știința trăirilor subiective. Oarecum acum a căzut, pare cum în uitare, dar orice psiholog serios își dă seama că există într-adevăr lucrurile acestea și că subiectivitatea noastră, cu toate că nu poate fi cuantificată, este un izvor de bine sau de rău. Deci această stare care o trăim la nivel subiectiv există și ea într-adevăr dă un reper al sănătății sau al conflictualității care poate naște diverse dezordini, ca să zic așa, disorder în limba engleză. Deci, din punctul meu de vedere, de fapt, nu e chiar al meu, pentru că nu e ideea mea, doar am preluat-o și am judecat-o în personal, este că semnul crucii este un ritual simbolic care ne face să transcendem conflictualitatea. Salutare, până data viitoare!